Salut, prieteni! Uneori internetul ne oferă povești uimitoare, poze misterioase, secretul cărora încearcă să-l afle literalmente întreaga lume. Nu de mult, pe online a apărut o fotografie stranie care imediat a devenit virală. În octombrie, un utilizator Twitter a postat o imagine a unei păduri, dar era foarte și foarte ciudată. Pe poză se vede o pădure de conifere care are o gaură rotundă, ideală. Aceasta arată în același timp înfricoșător și intrigant. Utilizatorii au început să ghicească ce fel de fenomen fantastic este reprezentat în poză. Unii considerau că e un portal în altă lume, alții erau siguri că gaura mistică e rezultatul acțiunilor militare. Postarea a devenit populară în întreaga lume, fiecare țară avea rezolvarea ei asupra găurii mistice. În Japonia, de exemplu, au legat-o de Totoro, un erou mitic care este gardianul pădurii. Doar în 24 de ore, poza stranie a adunat peste 10 milioane de vizualizări. Peste 2000 de utilizatori au făcut retweet, imaginea a primit mii și mii de like-uri. Toți voiau să știe care e treaba cu portalul rotund din pădure. Cine l-a făcut? Extraterestrii, militarii, natura însăși? Și nu o să credeți, dar răspunsul la această întrebare a fost găsit. Așa cum se întâmplă adesea, realitatea a fost mult mai simplă decât presupunerile noastre fantastice. Autorul obiectului misterios s-a dovedit a fi pictorul finlandez Antti Laitinen. Anume, el a postat imaginea găurii neobișnuite în pădure. Poza are o explicație foarte simplă. Nu e lucrarea extraterestrilor, militarilor sau a forțelor naturii. Este lucrarea autorului. Antti este un artist contemporan care lucrează cu obiectele naturale. Pentru a crea gaura magică din pădure, care seamănă cu un portal către altă lume, el a folosit niște instrumente simple. Un topor și o foarfecă de grădină. O săptămână întreagă i-a luat să creeze obiectul unic de artă, care apoi a captat mințile utilizatorilor din întreaga lume. Până la urmă, i-a reușit o gaură ideală de 4,5 metri în diametru. Obiectul de artă a fost creat în 2018, într-un orășel din Estonia. Autorul a vrut să facă o fereastră neobișnuită, care ar permite să tragi cu privirea în pădurea deasă, în care atât de rar pătrunde lumina zilei. Fotografia obiectului de artă a devenit populară abia peste 3 ani, când a fost postată pe tărâmurile internetului. Doar că postarea nu avea o descriere și cu siguranță fără context era greu de înțeles ce e asta. Anume, din această cauză au apărut o mulțime de versiuni care explicau ce e gaura din pădure. Antti era surprins de atenția pe care a atras-o vechiul său obiect de artă. După ce lumea a aflat cine e autorul acestor obiecte de artă impresionante, site-ul cu lucrările sale a început să fie vizitat zilnic de către mii de oameni din întreaga lume. De asemenea, ei îl urmăresc pe pagina lui de Instagram. Antti consideră că o astfel de popularitate este doar un set norocos de circumstanțe. Dacă poza cu lucrarea lui ar fi avut o descriere, n-ar fi provocat o furtună de emoții. El se bucură că publicația a tras atenția asupra creațiilor sale, cu care s-a cunoscut multă lume după. Interesant e și faptul că poza a făcut popular însăși locul unde a fost creat obiectul de artă. Mulți oameni voiau să vadă portalul în realitate, dar îi aștepta o dezamăgire. Fiindcă a fost făcut acum 3 ani, fereastra neobișnuită a crescut înapoi cu ramuri. Creația obiectelor de artă din materialele naturale are un specific aparte. Spre deosebire de picturi și sculpturi, acestea dispar în timp. Internetul face populare multe fotografii misterioase, pentru că oamenii din întreaga lume iubesc misterele. Dar rezolvarea lor deseori dezamăgește pe cei care au o slăbiciune în fața fenomenelor inexplicabile. Prieteni, scrieți-ne în comentarii cum v-a părut acest obiect de artă și dacă v-a plăcut episodul, puneți-ne un like și nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe.